Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! A trecut o vreme de când am mai vorbit despre România sălbatică și aici mă refer la documentar, da? Haideți să ne înțelegem, România rămâne sălbatică, așa de principiu, dar aici vorbim strict de documentar. Cosmin Dumitrache, videograf și niște surprize în emisiunea noastră de astăzi. Salut, Cosmin! Bun regăsit! Salutare! Mulțumesc de invitație! Începem cu premiile GOPO, că tocmai râdeam înainte de emisiune, marele câștigător la GOPO, Babardeală cu Bucluc. Deci este, a dat lovitura filmul ăsta. Nu stăm să discutăm despre el, că nu este cazul și nici momentul. Hai să vedem ce a făcut România sălbatică, un film regizat de Dan Dinu despre România. Un film pe care l-am văzut și mi-a plăcut extraordinar de mult. Da, și noi am fost surprins să fim nominalizați la premiile GOPO. Cumva, na, fiind pe o nișă mai mult de documentar de natură, nu ne gândeam că cumva ne potrivim sau locul nostru e acolo, dar chiar ne bucurăm că oamenii din industria cinematografică s-au gândit să ne includă în breasla lor și astfel am avut 5 nominalizări și am reușit să ne întoarcem acasă cu 3 premii pentru cel mai bun sunet, pentru cea mai bună muzică originală și pentru cel mai bun film documentar. Hai să le luăm pe rând. În spatele fiecărui premiu este cu siguranță un om sau poate chiar o echipă care au muncit destul. Categoric, da, mai ales la partea de această parte de sunet și muzică s-a muncit foarte mult și exact această parte ne lipsea nouă, să zic așa, din o gradă proprie și cumva tocmai sunetul și muzica au dus un plus valoare important filmului. Practic la sunet este aportul echipei băieților de la Smart Sound Studios, Dan Ștefan Rucăreanu, Matei Vasilache și Ioan Filip. Ei practic au făcut toată editarea pe partea de sunet plus toate sunetele de studio, acele mici detalii când se aude o frunză căzând, când pășește ursul, toate acele detalii foarte importante care în teren sunt imposibil de înregistrat filmarea făcându-se de la o distanță foarte mare și atunci ele au trebuit recreate în studio. Și apoi luate toate sunetele aranjate, sincronizate pe imagine, făcut tot mixajul de sunet inclusiv cu muzica, ca totul cu voice-over-ul, astfel încât totul să sune într-o aceeași rezonanță, să nu fie diferențe mari între ambianță, între voce, între muzică, deci totul se potrivească și să aibă un nivel plăcut. Asta pe partea de sunet, de mixaj, de sunet și tot ce a însemnat partea de sunet. Și partea de muzică, partea de cine muzică, a creat-o? În partea de muzică aici s-a ocupat Alexei Țurcan, cel care a compus muzica. Deci, practic, noi am montat tot filmul pe mut, să spun așa, ceea ce a fost o provocare foarte mare pentru că nu mai făcusem asta până acum. Băieții de la sunet chiar asta ne-au zis, adică inclusiv băieții de la sunet cât și Alexei ne-au spus, noi vrem final cut-ul al imaginii sau în proporție de 95% versiunea de film care nu se mai modifică. Și atunci noi am încercat cât de repede am putut să terminăm acest picture log, de fapt îi spune, după care le-am trimis lor și Alexei efectiv a început să scrie muzică peste imagini, peste anumite secvențe. Bineînțeles că în tot acest timp am ținut contactul cu el și ne-am consultat pe fiecare secvență, cam ce gen de muzică, cam ce ritm, cam ce instrumente am vedea și cumva el a încercat să creeze o combinație cât mai plăcută, auditivă, astfel încât să nu fie nici foarte multă muzică, adică să nu fie muzică pe tot filmul de colo-colo, să nu mai înțelegi nimic, să existe aceste momente de suișuri, coborâșuri în film. Și practic de el a scris muzica pentru tot filmul, apoi muzica s-a înregistrat cu Bucharest Film Orchestra, au fost aproape 50 de instrumentiști, cu Tibi Soare dirijor și au fost 3 zile de înregistrări în care s-a înregistrat muzica.
după înregistrare, toată muzica a trebuit luată în studio de către Alexei și echipa lui și mixată, aranjată, puse instrumente peste instrumente, o întreagă nebunie și acolo. Deci, cumva, o muncă care nu se vede. Adică când te asculți o piesă sau auzi niște sunete, na, ai impresia că poate n-am înregistrat cu camera și aia e, sau a cântat cineva zdranga, zdranga și aia e muzica, dar nu, e o muncă imensă în spate ca totul să iasă așa cum trebuie. Da, masterizarea pentru exact. O coloană sonoră, că de fapt vorbim despre o coloană sonoră a unui documentar, masterizarea asta durează foarte mult și acolo trebuie să ai, din punctul meu de vedere, un alt regizor. Acela este un alt regizor care se uită la un rezultat al muncii altui regizor și încearcă să, în primul rând, probabil încearcă să-l înțeleagă, să îl ajute în exprimare, pentru că imaginile sunt imagini, exprimă foarte mult, însă și muzica, textul și ăsta exprimă și arată și provoacă. Sau îl provoacă, exact, pe cel care se uită și vede produsul final. Da, tocmai și noi ne-am dorit cumva să-i dăm mână cât mai mult liberă lui Alexei în exprimare, de aceea n-am fost foarte strict că vrem un anumit tip de muzică sau o anumită secvență, ceva concret, doar l-am ghidat cumva și ținând această colaborare, el venind cu niște versiuni preliminare, apoi le-am mai îmbunătățit, le-am mai ascultat și tot așa, deci totul a decurs natural și cumva el a avut o deschidere foarte mare din partea noastră din punct de vedere creativ. Adică l-am lăsat să exact imaginea să-i spună ce muzică să compună pentru film. Da, e provocator până la urmă, însă rezultatul este unul fabulos. Premiile sunt cele care vin să spună, da, domnule, a fost ok, pentru că cei care s-au uitat și au decis odată nominalizarea, apoi premierea, sunt oameni, sunt convins, nu-i cunosc, habar n-am cine sunt, dar sunt convins că sunt oameni ce vin din această lume, sunt oameni care, în general, nu cred că fac altceva decât film, regie, scenografie, vizionare și așa mai departe. Exact, da. Din câte am înțeles, la premiile GOPO e un sistem destul de interesant de votare. Practic sunt parcă vreo 600 sau așa am înțeles de oameni din a industriei care fiecare li se propun nominalizările și fiecare votează individual pe filme. Deci, cumva, un brainstorming. Exact, da. Deci, nu e practic un juriu, mai bine, da. Da, nu un juriu clasic, sunt toți profesioniștii din domeniu care votează. Da, interesant rezultatul până la urmă. Eu nu pot să spun că sunt un consumator, nu extraordinar de mare, dar un consumator de documentar, de documentare despre natură și mi se pare că România sălbatică a stârnit deja, dar cu siguranță în perioada următoare va stârni și mai mult interesul, și aici mă interesează în primul rând românii, interesul românilor pentru natura pe care o au acasă și pe care nu o cunosc. Este foarte clar. Sunt lucruri pe care, nu știu, le-am văzut poate pentru prima oară și aici pot să spun că am umblat destul de mult, am făcut alpinism de performanță, m-am mișcat în natură. Dar te ia prin surprindere film, documentar. Da, mulțumim frumos. Ne bucură acest lucru și asta a fost și intenția, practic, să arătăm românilor, în primul rând, ce valori naturale are țara noastră și cumva să încercăm să aducem oamenii mai aproape de natură, să îi facem conștienți că această natură este a noastră, dar trebuie să o îngrijim și să o păstrăm pe mai departe. Da. Și într-adevăr, cum spuneai cumva, și tu, chiar dacă umbli mult în natură, noi am stat chiar foarte mult ca să surprindem acele secvențe specifice.
Deci e cumva greu să vezi, mai ales animale, pentru că și noi ne-am chinuit aici foarte, foarte mult. Așa, peisaje poți să te duci să te plimbi, găsești zone faine, dar ca să vezi anumite specii de animale, trebuie să-ți iei multe zile sau să te duci specific pentru acest lucru. Colaborările voastre pentru realizarea filmului, că este interesant să știm, ocoale silvice, oameni îndrăgostiți de natură, oameni care fac din asta o meserie, poate vânători și așa mai departe. Există, nu, un background acolo, un grup. Da. E de bine știu că noi am filmat în mare parte în toate parcurile naționale și în toate parcurile, în parcuri naționale și naturale. Am avut o colaborare foarte ok cu ele. Mai departe au fost și zone în care am colaborat cu anumite ocoale silvice care ne-au facilitat atât accesul cât și zone unde știau ei că sunt, putem să filmăm animale mai facil, dar ne-am bucurat foarte mult de suportul comunității iubitorilor de natură și al fotografilor în special de natură, care mergând de foarte mulți ani în anumite zone și știind foarte bine zone bune unde puteam să surprindem animale, au fost foarte deschiși și ne-au ajutat cu aceste sfaturi și cu aceste zone unde am putut să mergem să filmăm. Altfel ar fi fost foarte, foarte complicat să mergem noi pur și simplu să ne apucăm să căutăm o specie anume sau o zonă cu anumite specii. Deci în multe cazuri am fost în zone în care știam că avem șanse mari să filmăm, dar nici acolo nu a fost de fiecare dată, pentru că natura nu e ceva fix, nu e ceva care poți să programezi, nu ține cont de, nu știu, sărbători, zile de naștere, anotimp, vreme, se întâmplă pur și simplu și câteodată se întâmplă, câteodată nu se întâmplă. Adică au fost zile în care, îmi aduc aminte, la Cerbi în Bucovina, după 5 zile pline, n-aveam niciun cadru pe cartă. Și apoi au fost situații în care în câteva ore filmai de nu mai știai cum să mai apeși pe rec. Deci asta e cumva și a fost o aventura asta a fost și cu urcușuri și cu coborâșuri, dar na, tot a fost super, super fain. Da, au fost și momente cu adrenalină la maxim, dar și momente în care ziceai, să renunțăm că nu ne iese. Da, tocmai asta e partea cea mai grea, când vezi că nu ți iese și știi că ai vrea să ai o secvență, ai vrea să surprinzi anumite momente sau aveam deja în anumite cazuri o jumătate de secvență sau un sfert de secvență și ne trebuia mai mult. Au fost cazuri în care am renunțat la multe secvențe, n-au mai intrat în film tocmai din acest motiv, pentru că nu spunea o poveste completă sau mi s-au părut că nu sunt la fel de atrăgătoare sau interesante. Da, e destul de greu cu animalele la noi în țară să le surprinzi, să le filmezi într-un mod, nu știu, cât mai autentic și cât mai complet, așa, pentru că tocmai asta ne-am dorit, nu doar să arătăm niște specii, să le enumerăm, să spunem că avem aia, avem munte, pădure și la. Am vrut să creăm aceste povești închegate și secvențe care să-ți transmită o emoție, să înțelegi ceva, să vezi ce se întâmplă acolo, să descoperi, practic, natura, într-un alt mod. Da, asta e o chestie pe care și eu am sesizat-o la România Sălbatică. Așa cum spuneam, mă uit la documentare de acest gen, însă, cum spui tu, parcă nu transmit emoție. Chiar comparam acum vreo două săptămâni, în mintea mea, așa, am văzut un documentar despre viața pe Nil. Adică erau niște secvențe, se vedeau caturile, se vedeau momentele bune, să zicem, da, cu crocodili, cu păsări și așa mai departe, cu povești. Dar erau și foarte multe momente pe care le-am declarat, din punctul meu de vedere, moarte. Fără poveste, niște imagini frumoase, într-adevăr, dar ridici o dronă oriunde în Bucegi. Și, într-adevăr, imaginile sunt fabuloase, dar lipsește povestea. Că până la urmă ce te uiți la imaginile astea și, într-adevăr, vezi niște formațiuni stâncoase, vezi vegetație, sau vegetație normală, vegetație pitică în zonele de creastă și așa mai departe, dar atât. Fără viață, cumva. Bun, și șnepenii, da, sunt vii, da.
nu se mișcă, nu se întâmpla nimic în imaginile acelea, vorbesc de cele de pe Nil. Un apus de soare fabulos, un răsărit de soare frumos, da, cam atât. Și ai dreptate, trebuie să transmiți ceva dacă vrei într-adevăr ca documentarul tău să stârnească, nu știu dacă neapărat emoții, dar măcar doza aia de interes. Băi, aș putea să merg și eu să văd, poate întâlnesc și eu un animal de acolo sau poate cum să mă port când mă întâlnesc cu un urs. Că și asta e o poveste. Da, da, exact. Tocmai asta a fost provocarea, să legăm toate secvențele, să spunem povești, să aducem informații noi, pentru cum spuneai și tu, uite, poate am văzut doar un peisaj sau am văzut ceva din Bucești, dar acolo poate sunt niște lucruri pe care le explici arătând acele imagini și pe care nu le știai, sau tocmai asta am descoperit și noi multe lucruri pe care nu le știam și consultând atât oamenii de știință cât și biologii cu experiență, atunci am încercat să înțelegem și să creăm cumva scenariu cât mai pe înțelesul tuturor, adică să nu zicem nici în zona aia foarte științifică cu termenii care sunt greoi. Adică filmul am încercat să-l facem pe înțelesul tuturor. Da, e mare lucru și ăsta, pentru că până la urmă nu faci filmul pentru un alt cercetător. Nu faci filmul exact pentru un aventurier pregătit într-un anumit domeniu. Ce faci pentru cei care vor să descopere o față a naturii, o față mai puțin vizibilă, că până la urmă, ziceam de mersul meu pe munte și în zone frumoase, într-adevăr, dar retina înregistrează limitat. Te bucuri de un peisaj, te bucuri de niște capre negre pe care, nu știu, ieși, mi-amintesc la cabana Podragu din Făgăraș dimineața când ieșeam să ne dăm cu apă pe față. Nu erau dușuri, păstează niște povești, da? Ieșeai la cișmea acolo la izvor și te spălai și erau capre negre la, nu știu, 60 de metri, 50 de metri. O imagine care rămâne. Pe vremea aia nici n-aveam cu ce să o surprindem, să ne uităm după ani și ani, când facem acum cu un telefon mobil, l-ai scos, ai făcut niște fotografii. Pe vremea aceea doar ce îți rămânea în minte, fotografia de pe retină și atât. Nu exista altceva. Și acum lucrurile s-au schimbat, există tehnologie, există și surprinderea vieții în natură este cu totul și cu totul alta. De la o șopârlă, de la o salamandră și până la o capră neagră, ce se mișcă cu rapiditate, ăștia din comun, niște zone unde ți se face ție rău doar dacă te uiți. Da, cumva, într-adevăr, în ultimii ani, tehnologia clar a evoluat și chiar și pe noi, adică chiar am simțit asta de când ne-am apucat să facem filmul, că având acces cumva la echipamente cât mai ușoare și de o calitate cât mai bună, am putut să menținem acest standard ridicat, pentru că și asta ne-am dorit de la început, să facem un film care să se zice la standardul producțiilor de afară, adică ăsta a fost etalonul cumva. Eu eram, m-am apucat de acest proiect, eram obsedat de documentarele BBC și mă tot gândeam, băi, cum fac ăia, cum filmează, uite ce tare filmează în alte țări sau așa, și în România nu exista nimic, nu găseam nimic. Bineînțeles că atunci când mă uitam la ce echipamente foloseau ei, na, te lua cu mâinile de cap când vedeai cât costă și ce echipe și ce producții sunt în spate, dar uite că, într-adevăr, și cu tehnologia care a tot avansat și cumva și cu determinarea și încăpățânarea noastră de a încerca să facem ceva cât mai calitativ, am reușit să ne apropiem destul de mult, zic eu, de o producție importantă. Asta probabil că și România apreciază și nu numai rezultatul muncii, într-adevăr, oamenii nu știu câtă muncă este în spate, nu știu ce aparatură este în spate, dacă se compară costurile unui documentar BBC cu România sălbatică și așa mai departe. Ei văd un produs finit și le place. Haideți să ne întoarcem un pic la gala asta de la GOPO. A fost acolo o companie selectă, cam tot ce înseamnă bun și foarte bun în România în momentul de față. Cum v-ați simțit? În așteptarea rezultatului, nominalizările sunt nominalizări, le știi, dar rezultatul e important.
Da, chiar a fost o experiență foarte plăcută și pentru noi. Am fost prima dată la premiile GOPO. Cumva ne-am adus așa aminte de un pic de atmosfera de la TIFF de anul trecut. Și, sincer, da, chiar nu știam ce așteptări să avem. Ne gândeam că, sigur, la muzică ar trebui să luăm. Adică ăsta era un premiu care, cumva, să zic așa, era cel mai sigur. Pentru că am avut, într-adevăr, o coloană sonoră specială și a fost filmul unde s-a compus cea mai multă muzică. A fost o desfășurare de forțe mare acolo. Dar, în rest, chiar nu știam. Și, să zicem că la sunet speram, dar... Da, nu eram foarte sigur, pentru că mie, sincer, mi s-a părut un pic și ciudat, adică ciudat, aceste nominalizări, mai ales la, mai fost la imagini, la documentar de debut, cumva nefiind specificul cinematografiei de ficțiune, mi s-a părut că e complicat să compari, de exemplu, imaginea de film documentar de natură cu imaginea de film de ficțiune, adică sunt două lucruri total diferite și e greu să le pui în aceeași oală, tocmai de aceea nici nu am avut acolo așteptări, să zic, pentru că nu puteau, mi se ar fi părut ciudat să fi luat noi la anumite categorii și să nu fi luat oamenii din industrie care exact aia fac și premiile alea sunt pentru ei, dar a fost o surpriză plăcută să ne vedem acolo cu toții acești profesioniști și să știm că măcar natura din România sau filmul documentar de natură din România a intrat în lumea filmului de ficțiune și a producțiilor cinematografice din România și asta cred că e un lucru bun, adică noi am stat ca pe o deschidere din partea specialiștilor în domeniu și ne motivează să mergem mai departe. Da, eu cred că până la urmă este apreciată munca voastră și sunt multe de povestit în cifre, dacă cineva are răbdare. Proiectul ăsta a început totuși în 2010, sunt 28 de arii naturale protejate, importante, 80 de deplasări, 450 de zile în teren, zeci de mii de kilometri parcurși cu mașina, sute de kilometri, că mi-a făcut aici colega mea Ancuța, mi-a făcut o descriere foarte clară, știi? Adică nu pot să ratez și, într-adevăr, la chestia asta rezultatele nu întârzie, știi, să se vadă. Adică atunci când este muncă în spate, dacă cei care muncesc nu abandonează, pentru că iarăși și asta o mare provocare, să nu abandonezi. Ne pregătim acum pentru vorba noastră de la franceză, le Delta du Danube, Delta Dunării. Da, uite, chiar săptămâna viitoare facem o tură în Delta, așa de recunoaștere și să filmăm ceva cadre generale. Da, e următorul proiect la care începem să lucrăm de anul ăsta. Era în plan de mult, dar acum am mai zis și anul trecut toate imaginile bune care le avem din Delta Dunării, din Delta Dunării le-am folosit în România sălbatică și acum ne dorim să încercăm măcar să facem un film despre Delta la nivelul și standardul la care a fost făcut România sălbatică. Da, Delta Dunării este o parte importantă din România, la modul generic, din România sălbatică, la modul foarte clar. Și cred că merită, așa cum Carpații merită sau alte zone frumoase din țara noastră, arii protejate sau nu, Delta Dunării merită. Și Delta Dunării merită din multe puncte de vedere. Merită să fie cunoscută, merită să fie promovată și merită, din punctul meu, să fie administrată foarte bine. Pentru că în România, în general, aici scârțim. Dacă avem ceva, nu administrăm așa cum trebuie întotdeauna. De-aia ne trezim în arii protejate cu tot felul de lucruri, de-aia ne trezim și în Delta, în momentul de față, cu lucruri care n-ar trebui să mai existe acolo sau n-ar trebui să mai existe. Adică putem vedea construcții abandonate, fier beton și betoane și așa mai departe, în locuri unde efectiv n-ar avea ce să caute, stricând total imaginea zonei.
Da, categoric. Și noi ne-am dat seama de acest lucru. De fiecare dată când am mers în Delta, ne-a transmis așa un sentiment foarte special, mai ales că na, este o zonă foarte, foarte importantă ca biodiversitate, prima zonă ca la nivel european și, dacă nu mă înșel, cred că a doua la nivel mondial ca număr de specii, ca biodiversitate. Și atunci ne gândim că merită să încercăm să realizăm un film documentar care să prezinte mult mai bine această legătură și importanța naturii și ușor, ușor eu cred și sper că și autoritățile, cât și modul în care se face turism în Delta Dunării o să meargă pe un trend mai bun și mai bazat pe, nu știu, ecoturism și un alt model de management, bineînțeles, cum spuneai și tu, aici sunt probleme, dar nu cred că doar în Delta, peste tot sunt și le-am văzut și noi, dar nu, sperăm să ca mentalitățile se vor schimba. Altă șansă nu cred că avem. Da, să lucrăm la mentalități, trebuie să lucrăm poate uneori chiar mai dur la acest capitol, amenzi și așa mai departe. Nicăieri în lume nu s-a făcut nimic cu vorba bună. Din păcate, asta e natura umană și cu părere de rău spun, nu am niciun fel de satisfacție sau bucurie. Din păcate, asta este situația. Iar Delta Dunării merită mai mult, pentru că, așa cum spuneam, am văzut reportajul acela de pe Nil, Delta Nilului și așa mai departe. Nu zic că nu era frumos. Era frumos și merită să vezi și Delta Nilului. Și orice delta ai avea ocazia să vezi, merită să o vezi, pentru că este o zonă incredibilă. Așa cum spuneai și tu, biodiversitate extraordinară. Da, e a noastră aici și trebuie să o exploatăm inteligent, să o punem pe harta Europei la modul foarte, foarte inteligent și de acolo încolo cu siguranță că vom avea probabil și bani să o întreținem altfel și să facem niște lucruri. La asta mă gândesc. Da, clar. Cu siguranță trebuie lucrat aici de, nu știu, ambele părți, adică atât comunitățile cât și partea administrativă și politică. Cred că ar trebui să găsească niște soluții mai eficiente și mai bune în dezvoltarea, promovarea și managementul Deltei Dunării. Corect. Uite că suntem de acord la capitolul ăsta, ceea ce e perfect. Da, de fapt, n-am fost în dezacord deloc în ultimele 27 de minute, ceea ce este bine, e perfect. Mulțumesc frumos, Cosmin Dumitrache, videograf, coautor la România Sălbatică. Dacă n-ați văzut acest documentar, vă invit să-l căutați, să-l vedeți. Merită să vă acordați timp. Este timp pentru voi, nu e timp pentru cineva anume, este pentru voi. Mulțumesc frumos, Cosmin, încă o dată. Urmează să facem un anunț, cred că săptămâna viitoare, pentru că o să intre și varianta TV de 3 episoade, o să intre de săptămâna viitoare, am impresia, pe o platformă de streaming. Deci acum chiar toată lumea va putea să vizioneze documentarul. Pentru cei care n-au apucat să meargă în cinematograf sau la celelalte proiecții, va fi disponibil online cât de curând. Da, felicitări încă o dată, mulțumim frumos, doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.